Slăvit să fie Domnul! Fiind silit de împrejurări să stau câteva zile în Cluj, am ales seara aceasta să fiu aici. Nu sunt printre cei invitați, dar fratele Călin mi-a făcut onoarea să spun câteva cuvinte în fața dumneavoastră. Sunt aici ca să-i mulțumesc lui Dumnezeu și sunt aici ca să mulțumesc bisericii din Albin, care s-a rugat pentru soția mea. Știu că v-ați rugat. Și acum am venit aici ca să aducem împreună o jertfă de mulțumire. La începutul necazului, a încercării, Dumnezeu mi-a vorbit personal, mi-a vorbit prin dar profetic, prin frați, făcându-mi făgăduințe frumoase și bune, pe care acum El le-a îndeplinit. Și pentru aceasta vă mulțumesc dumneavoastră. Și pe calea aceasta, pe cei care mă aud, sunt mulți care s-au rugat pentru mine și poate nu o avea niciodată în viață posibilitatea să le mulțumesc. Domnul să răsplătească fiecăruia. Pentru că suntem la un timp de rugăciune, mă gândeam la predica frumoasă cu Iona. Și eu aveam câteva acolo gânduri când vorbea fratele, am notat coborârile lui Iona. Prima dată s-a coborât la Iafu, am numit eu neascultare. Ajunge să coboară în fundul corăbii și doarme, dus. Corăbieri luptă cu valurile, el se pune și se culcă. Eu coborârea asta am numit-o nepăsare. În capitolul 2, versetul 6, m-am coborât la porțile locuințe morților, temelia munților. Asta am numit eu disciplinare sau pedeapsă. Tot o coborât Iona până a ajuns acolo. Domnul să ne binecuvinteze cu înțelepciune. A rămas la psalmul 147, nu știam ce psalm va fi citit, dar e frumos să lăudăm pe Domnul, e plăcut și se cuvine. Adică Domnul merită să-L lăudăm pe El. Dar ce face Domnul în psalmul acesta? În primul rând strânge pe surghiunițe lui Israel. Zidește Ierusalimul, strânge pe surghiunițe lui Israel. Pentru mine expresia asta e sinonimă cu recuperarea. S-au amintit de către primul frate de 1 Samuel, capitolul 7, versetul 12, de piatra aceea înfiptă între Mispa și Șer, numită Ebenezer. Dar în versetul 14 parcă spune, cetățile pe care le-au luat filistenii au trecut nou de partea evreilor. Și eu asta am numit tot recuperare. Și Domnul spunea în rugăciunea sa, Tată, n-am pierdut pe niciunul. Eu cred că gândul principal și făgăduința făcută prin Duhul Sfânt, pe care Domnul mi-a dat-o și cugetul meu, dar nu amintesc de ea că a fost amintită, este că Domnul vrea să recupereze. Domnul vrea să întoarcă fiii risipitoare. Domnul vrea să ridice pe cei căzuți. Domnul vrea să vindece pe cei bolnavi și celor întristați din Sion să le dea un unt de lemn de bucurie. Facă Domnul chiar în seara aceasta în lucrurile acestea. Când vorbim de recuperare, vorbim de persoane, fii rătăcitori, fiice nepăsătoare, care mai sunt în familiile fraților, mai sunt. Și eu aș dori ca Domnul pe toți surghiuniți așa, toți împrăștiați, toți deportați, toți răzvrătiții care au fugit din Ierusalim, să-i aducă Domnul înapoi. Dar când vorbesc de recuperare și cetăți recuperate, în Sfânta Scriptură întâlnim niște expresii, cum ar fi cetatea bucuriei mele, sau cetatea păcii, sau cetatea neprihănirii, sau cetatea cea plină de slavă. Eu cred că în afară de recuperarea unor persoane care Domnul va face, Domnul poate să recupereze niște stări duhovnicești pe care le-am avut și le-am pierdut. Poate sunt aici oameni care au pierdut bucuria, oameni care au pierdut pacea, oameni care au pierdut starea de neprihănire. Aș dori ca Domnul să ni le dea înapoi în seara asta. Gândindu-mă la recuperare și la femeia care din 10 bănuți a pierdut unul, am spus, poate careva din noi a pierdut un dar de slujire pe care ni l-a dat Domnul. Cineva a pus trâmbița jos, cineva a agățat într-un unghier o
un dar pe care l-a dat Domnul și poate nevoie în seara aceasta să-l recuperăm și Dumnezeu să facă în seara asta. Strângerea surghiuniță, repet, pentru mine e sinonim cu recuperarea. Și pentru că stăm într-o rugăciune, eu sunt perfect conștient cu descoperiri de la Domnul și cu întâmplări practice că mulți dintre pocăiți și-au pierdut bucuria. În ultima vreme, frații mei, ne luptăm și ne întâlnim tot mai des cu duhuri de descurajare, de depresie, un stres accentuat, dar nejustificat, inclusiv cu duhuri de sinucidere. O trebuie să lupt cu astfel de duhuri pe terenul acesta al Evangheliei. Când o tânără mă suna, spunea, după ce închid telefonul, mă sinucid, mai vrei să-mi spui ceva? Și eu spuneam, nu-ți dau voie, este sinucid. Zile întreg m-o chinuit. Nu de mult am fost într-o biserică, într-o familie, invitat o tânără de 18 ani și-o pierdut rațiunea, și-o pierdut mintea. Vorbea aiurea. Și ne-o chema părinții. Faceți ceva. E fata mea, o tânără frumoasă, arătoasă. Nu mai poate face școală. Nu mai judică. Ieri, azi, m-a sunat o tânără. Frate Dragoș, am un duc de frică. Nu pot ieși nici la magazin. Când ies pe stradă, mi se pune, mă strânge stomacul și fug înapoi acasă. M-am lăsat și de servici cu o fată cu școală. De unde vin duhurile astea? De unde vin întristările astea? Ne amenință războiul? Se vorbea de război în Ucraina? Eu sunt pe graniță cu ucrainenii și am fost de multe ori la ucrainieni și acolo în vamă. Alții ne amenință cu o criză totală, cu o foamete mare. Unii spun că vine pandemia iarăși peste noi și clujenii au fost, știți cum a spus voi cu pandemia, un pic diferiți de bucovineni. Da? Ei, și stările astea, aș vrea Domnul, asta, panica asta, stresul ăsta, Domnul să facă o eliberare în seara aceasta. Vreți să ne rugăm pentru asta? Că există boli în trup, dar rețineți, foarte multe boli ale trupului sunt generate de stări sufletești. De stări sufletești. Cea mai mare generatoare de boli este supărarea. De aceea spune Psalmistul 37, lasă mânia, părăsește iuțimea, nu te supăra, că supărarea duce numai... Vreți să fim mai bucuroși în seara asta? Aș vrea să văd cum arată adunarea din Albin când zâmbește totodată. Să vă văd așa frumos. Să plecăm acasă fără să mai consultăm cabinetele psihiatri, da? Fără distoloca, să dormim liniștiți. Eu mă culc și adorm în pace. Că numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plin. Dă-ne, Domnul, pace în seara asta. Îndepartă, Domnul, duhul de frică, de teamă din asta nejustificată. Noi suntem copiii lui Dumnezeu. Ne spunea fratele Lemuel, aveți încredere în Dumnezeu. Nu-L supărați pe Dumnezeu prin necredința voastră. Doamne, mărește necredința în seara asta. Împotriva acestor duhuri de dezădejde, de depresie, de descurajare, un fel de alehamete de viață, nu-ți mai trebuie nimic, Domnul ne-a înarmat pe noi cei din Albini și ne-a dat printre altele un dar al Duhului Sfânt care se cheamă darul îmbărbătărilor. Eu vreau să fac o rugăciune prin care Domnul prin Duhul Sfânt să reverse îmbărbătare peste noi. E nevoie de îmbărbătare, v-am spus, avem necazuri, avem probleme. Eu am soția bolnavă de cancer de multă vreme și voi v-ați ruga pentru ea. Sunt aici să mulțumesc că Domnul ne-a făcut bine și aș vrea ca Domnul să ne îmbărbăteze în seara asta. Când meditam eu la îmbărbătarea aceasta, am găsit că sunt două posibilități. Este o îmbărbătare proprie. Dumnezeu îi spunea lui Iosua 1:6, întărește-te și îmbărbătează-te tu. Până vine comitetul, până află păstorul, până îți vin prietenii, până telefonează, tu treci prin necazuri. Că odată un frate îi făcea o critică la păstor și spunea, frate, am fost bolnav, medicul de familie a trecut pe la mine, dar dumitare n-ai trecut. Și păstorul întreabă,
Dom'le, ce medic cum să cade? O venit așa din proprie inițiativă. A, nu, l-am sunat că nu mai puteam. Medicul a venit că l-ai sunat, dar pe mine de ce m-ai sunat? Că Iacob spune 5 cu 13 în jos. Este cineva în bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii să se roage, da? Ăsta e primul lucru care să-l faci tu, pocăit, botezat cu Duhul Sfânt. Sună la unul în frații ăștia, ei vin și eu când am avut probleme, soția spune, cheamă prezbiterii adunării. Am chemat prezbiterii ca să se roage, că așa spune Biblia. Noi ne facem partea noastră, facem ce este scris în Biblie, Dumnezeu să ne ajute. Dar prima formă de îmbărbătare e îmbărbătarea proprie. Întărește-te, îmbărbătează-te. Cum facem lucrul ăsta? O sugestie, gândiți pozitiv. Nu toate nenorocirile trebuie să vină peste voi. Nu toate necazurile sunt sortite pentru tine și casa ta. Gândește omule pozitiv. De ce vezi partea goală a paharului, nu o vezi pe cea plină? În Ioel 3 cu 10, partea finală spune, cel slab să spună, sunt tare. Vreți să spuneți în seara asta că sunteți tari? Doamne, dă-ne puterea asta. Și ăla slab să spună, sunt tare. Gândiți pozitiv, fraților. Așa te poți ajuta tu pe tine. Că Domnul e cu noi. Domnul veghează asupra noastră. Iar dacă noi am fost credincioși, El rămâne credincios. El nu se poate dezice. El ne-a făgăduit ocrotire, ne-a făgăduit vindecare, ne-a făgăduit mântuirea. El nu se poate tăgădui, El face lucrurile astea. Spuneți în seara asta, sunt tare. Doamne, ajută-ne! Nu dați voie gândurilor de frică să vă cuprindă inima. Nu le dați voie. Există trei duhuri, Duhul lui Dumnezeu, Duhul omului și Duhul diavolului. Toate cele trei duhuri generează frică. Aia care vine de la Dumnezeu se cheamă frica de Domnul. Aia care vine de la diavolul e o frică drăcească. Și Pavel spunea lui Timotei, noi n-am primit un duc de frică, ci există frica omului care poate fi rațională, logică, se încadrează niște perimetre. E și bună și rea. Nu dați voie gândurilor de frică. O frică nejustificată să vă umple mintea în fiecare zi. Când am vorbit despre duhul de frică, eu am așezat frica între real și imaginar. Noi nu ne temem de ce în seara asta la Albin. Noi ne temem de ce se poate veni mâine. Și Domnul spune, ajunge măi zile necazul ei. Mâine vom vedea cu ce o venim. Și am așezat frica între prudență și panică. E bine să fim oameni prudenți, să ținem cont de protecția muncii, dar nu avem voie să fugim în panică. Foarte mulți din noi alunică în panică, nejustificat. Și Domnul să ne vindece de duhul ăsta de frică, pentru că El leagă rănile și sprijinește pe cei nenorociți. Un om care trăiește în desnădejde, un om care trăiește sub teroarea fricii, e un nenorocit. Domnul să ne sprijinească în seara asta pe toți. O altă recomandare, gândiți pozitiv, nu acceptați frica, nu acceptați supărarea și încă ceva, folosiți aducerile aminte plăcute. Cum voi răsplăti Domnul binefacerile 116? Voi înălța paharul izbăvirilor. Sunt oameni aici care au experimentat minunile lui Dumnezeu. Poate Dumnezeu ăla care a făcut ieri minuni să facă și azi? Evrei 13:8, Hristos e același, ieri, azi și în veci de veci. David când a coborât în Valea Terebinților, Saul se îndoia și spunea, măi, ești un băiat mic, nu poți lupta. Auzi, împărate, eu prindeam leu și ursul și spășeam cu falca. Cel care a fost cu mine acolo, e cu mine și azi. Este Dumnezeu cu noi și azi? Suntem tari în seara asta? Pleacă duhul ăsta de depresie de la noi, decepțiile astea, descurajările astea. Îi Dumnezeu cu noi? Amin. Slăviți să fie Domnul. Apoi există, nu insist mult, că cine vorbește mult, spunea fratele Pavel un lucru, nu-l repet, poate să greșească, da? Există o încurajare pe care ne-o dăm unii altora. Eu am nevoie să fiu încurajat de voi, frații mei.
și mă bucur că o faceți. Și unii de voi au nevoie de încurajarea mea, sunt metode de încurajare pe care Dumnezeu le-a lăsat în Scriptură. Putem încuraja în primul rând prin cuvânt. Era o mare confuzie între creștinii ieșiți dintre neamuri. Unii spuneau, tăiați-vă împrejur, țineți legile, poruncile. Alții spuneau, nu, că noi nu suntem evrei. Și în Fapte 15 se face un consiliu la Ierusalim, se trage o concluzie, se trimite o scrisoare. Și în versetul 31 spune că după ce au fost citite, toți au fost îmbărbătați. 1 Ioan 3,1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii al lui Dumnezeu. Cuvântul are mare putere. Cuvântul are mare putere. Folosiți cuvinte bune și folosiți cuvinte de Scriptură. Isaia 54, Domnul Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită să știu să înviorez pe cel doborât de întristare. Ai înviorat azi pe cineva? Eu chiar aș întreba, are cineva între voi darul îmbărbătărilor aici în Cluj? Că e nevoie de el. În vremea care trăim, e necesar să rugăm pe Domnul să ne dea îmbărbătare. Folosiți cuvântul, folosiți Scriptura. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, Romanul 16, că e puterea lui Dumnezeu. În Scriptura asta care o am eu în mână, e puterea lui Dumnezeu. Și cu puterea asta se duce depresia și descurajarea și vine îmbărbătarea. Doamne, ajută-ne! E nevoie câteodată, dincolo de cuvânt, să fie și faptă. 2 Corinteni 9:2. E gata de mult! Și foarte mult s-au îmbărbătat din aceasta. Eu am trecut prin probele acestea. Am fost solicitat de un frate păstor, frate Dragușe, niște frați, vinul la o familie că e descurajat, nu poate dormi, doarme o jumătate de oră între noapte, are un duc de depresie peste el. Am luat pe câțiva frați, m-am dus acolo. El a lucrat pe Italia, avea o gospodărie frumoasă, a căzut de pe casă și a rupt șina spinării și a fracturat ceva, a stat 6 luni în pat. Soția lui educatoare a fost dată afară din servici, avea 3 copii pe care i-a trimis la părinți și îmi spune, frate Dragoș, suntem la început de septembrie, în 15 septembrie n-am bani să-mi cumpăr măcar tenis la copii. Nu am bani acum, dacă mi-aduc copiii acasă, n-am ce să-i dau de mâncare. Dar eu sunt predicator? Băi, Dumnezeu e mare, Dumnezeu e bun, Dumnezeu are comori neîncepute. Și el stă ca un chetroi. Măi, predic, văd că nu se prinde. Deodată predic și în adunare nu se prinde, doar văd că în adunare ascultă și nu ascultă. Șoferul care ne-a dus era director. Păi, Daniel, ai niște bani la tine? Am vreo 2 milioane. Păi, mai am eu unul. Mai eram cu 2 proroci puternici. Prorocii aveți niște bani. Strâns bani și a spus, uite că ai teamă. Eu mă duc la Bosanci, facem o strângere. O, te temi, măi, că îți dăm bani și de caiete. Până atunci e banii ăștia. Măi, fraților, s-a înviorat deodată, eu trecut tot depresia aceea, noi am ajuns acasă, am făcut o strângere în bani, în produse, i-am trimis la om, era nevoie, nu era leneș, era nevoie. Și după ceva timp mă sună păstorul de acolo, băi frate, ați făcut o lucrare, nu știu ce rugăciune ați făcut, Dumnezeu l-a eliberat pe omul ăla. Eu știam ce rugăciune, eu m-am rugat de frate să-mi dea bani. Câteodată, dincolo de vorba noastră, ca să îmbărbătesc pe cineva, trebuie să ai și o faptă. Că eu v-a ajuns sărac, o pierdut tot și a fost bolnav și a pierdut tot. O venit alții să-l mângâie. Dar nu a venit numai cu cuvinte, cu o chesită, cu un inel, hai să dăm ceva, să-l demarăm iară pe Iov în afacere. Avea nevoie Iov de astea. Și asta înseamnă tot îmbărbătare. Domnul să ne dea înțelepciune. Mai scrie cuvântul Domnului de exemplu personal. Furtuna aceea de pe mare, frate Pavel. Dar acum spun de alta, 14 zile, n-o văzut soare, lună, stele, n-o mâncat, n-o băut, nu s-o bărberit, o dormit pe fundul corabii 267 de oameni, nu? Cu ochii în fundul capului, cu ochii roșii, corabii legate cu funea roată, ca să nu se sfărâme cu totul, încărcătura aruncată și îi stau acolo trântiți pe burtă. Așteptau să moară. Se ridică Pavel, spune, fiți cu voi bună, eu tare m-am gândit la vorba asta, voi e bun acolo, așa scrie în Biblie. Eu vă spun vouă, fiți cu voie bună. Și ăia bolnav de aici, și ăia descurajați. Fiți cu voie bună că Hristos e aici, fraților. Un înger al Dumnezeului căruia îi slujesc, mi s-a arătat și a spus, n-ați spus nicio pagubă decât corabia. Dar acum trebuie să mâncați.
Pavel s-a ridicat cu corabia umblată de părți, a luat o pâine, a mulțumit afrântul și a început să o molfe, a început să o mănânce. Și ce spune Biblia 27:36? Toți îmbărbătați de gestul ăsta, de faptul ăsta, s-au îmbărbătat. Contează și exemplu personal. Pe fratele Axente Octavian îl cunosc, frate, cunoașteți. Un proroc al Domnului, păstor. Când s-a omenit revoluția, a început să închidă fabricile, el îmi spunea, măi, maestru meu s-a uitat la televizor, în epoca, s-a uitat la știri. Și acolo, fabrica Imaia Botoșani a fost închisă. Stop cardiac și a murit. În fața televizorului. El lucra și el acolo, dar și pe el afară. Spune, bă, dar eu sunt păstor, dar eu trebuie să încurajez adunarea și face o predică de îmbărbătare. Și se duce la amvon, frate, nu vă temeți, Dumnezeu e cu noi, Dumnezeu. Pe la jumate predica, primește un bilețel. Îl ia subtil la și îl citește de la nevastă sa. Se spune Octavian, ori schimb fața, ori schimb predica. Că el și el e n-a temut și el e n-a spăriet. Nu e fraților, fraților. Și îi spune nevastă din bancă, băi, schimbă ceva. Știi ce mult contează exemplu personal? Să ne dea Domnul putere să fim exemplu pentru toți. Eu când am trecut prin încercarea asta, m-am ridicat în fața adunării, am spus, știu rezultatul final, că Domnul mi l-a descoperit. Sunt cu inima liniștită, dar maturitatea maximă a unuia când trece prin încercare este să roage la urmă, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. În toate să acceptăm voia lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne! Iar dincolo de exemplu personal, scrie 1 Corinteni 14:31, puteți să prorociți pentru ca fiecare să capete învățătură și fiecare să fie îmbărbătat. Cea mai curată, mai puternică îmbărbătare e aceea pe care ne-o dă Duhul Sfânt. De aceea mă rog în această seară, aici împreună cu dumneavoastră, dincolo de jertfa de mulțumire, Domnul să vindece și sufletele noastre, să întoarcă pe surgiunițe lui Israel, să recupereze persoanele pierdute, recuperăm darurile pe care le-am neglijat în lucrare și mai ales recuperăm stările duhovnicești care le-am putut pierde. Una din ele este bucuria și să ne dea Domnul putere și prin Duhul Sfânt să ne îmbărbăteze El. Eu vreau când plecați acasă în seara asta să fiți mai bucuroși. Eram odată, ne rugam pentru o soră, așa era de întristată și am spus, soră, Batali, ești mai frumoasă când râzi. Și ea s-o forța, uite ce frumoasă, hai rămâi așa. Dar pot rămâne, poți femeie, poți, că Dumnezeu ne ajută să fim bucuroși. În seara asta ne rugăm pentru cei bolnavi, Domnul să vindece pe cei bolnavi, pe cei pierduți să-i caute, să-i aducă înapoi. Pe cei întristați din Sion să le dea un delem de bucurie în seara asta. Și darul îmbărbătărilor și metodele acestea de îmbărbătare să ne însoțească și pe noi. Amin.